Acum 24 de ani am ajuns într-o țară străină, în Franța, și la câteva zile după ce am sosit, am intrat pentru prima dată într-o biserică adventistă alta decât bisericile românești pe care le cunoșteam. Și am avut un șoc cultural extrem de puternic. Mi-a fost greu să-mi revin după șocul acesta. Mi-a trebuit câteva luni, poate câțiva ani de zile, ca să înțeleg oarecum diferențele care există între adventismele noastre. Pentru că există un adventism în România, o manieră de a face sau de a practica lucrurile în România și o altă manieră de a face și de a practica lucrurile în țările celelalte. De exemplu, felul de a cânta e diferit. Maniera de a predica. Noi suntem, avem mai degrabă o predică bazată pe un mesaj ce se adresează creierului și rațiunii și nu atât de mult un mesaj care se adresează emoțiilor. Apoi, modul de a se îmbrăca. Aveam impresia că sunt undeva pierdut într-o biserică unde oamenii nu respectă aceleași tipare, aceleași modele în legătură cu felul de a se îmbrăca la biserică. Multe lucruri le-am înțeles. Altele, nu, și probabil că vor rămâne mistere multă vreme de acum înainte. În schimb, am constatat că există două elemente comune care ne adună, ne strâng pe noi adventiști oriunde am fi în lumea aceasta. Primul element este legat de soclul valorilor pe care noi le învățăm și le practicăm, ceea ce numim noi credințe fundamentale în Biserica Adventistă. Sunt aceleași peste tot. Există aceeași profesiune de credință la francez, la englez, la american, ca și în România. Și un al doilea lucru care ne este comun tuturor este conștiența misiunii noastre. Biserica Adventistă, atunci când a apărut printre alte biserici protestante, nu a apărut ca o biserică ce își propunea să vină cu un mesaj teologic superior celorlalte. Ci primul element care definea adventismul a fost elementul acela de misiune, de vocație. Oriunde am fi în lumea aceasta, ca adventiști de ziua a șaptea, avem ca baza misiunii noastre textul acesta din Apocalips, capitolul 14, cu versetul 6. Un text pe care îl cunoașteți. Un text care spune că noi suntem îngerul acela care zboară prin mijlocul cerului cu o misiune mondială de a vesti mesajul lui Hristos oricărui locuitor al pământului, din orice neam, din orice seminție, din orice limbă și din orice norod. Asta este ideea pe care o găsiți în orice biserică adventistă. Indiferent dacă oamenii aceia poartă cercei sau nu poartă cercei, indiferent dacă oamenii aceia sunt cu cravată sau sunt în pantaloni scurți, indiferent dacă oamenii aceia cântă pe tonalitățile acestea ale muzicii clasice sau se mișcă un pic mai mult în stânga sau în dreapta, oricare ar fi manifestarea noastră în cult sau în modul în care ne trăim credința, există această conștiință a unei misiuni universale. Problema este că în secolul acesta 21 în care am intrat, noi ne confruntăm cu o criză profundă și multiplă, nu doar la nivelul Bisericii Adventiste, a misiunii, ci la nivelul întregului creștinism. Și o să vă dau câteva elemente din care definesc această criză astăzi. Pentru că înainte de a căuta soluții, cred că e bine să identificăm unde sunt, care sunt semnele acestei crize. Mai întâi, societățile noastre se confruntă cu o decreștinare a lumii. Timp de 17 secole, lumea noastră, așa zis occidentală, pentru că noi facem parte, că vrem sau nu vrem, facem parte din curentul acesta al gândirii occidentale, gândirii care s-a născut în partea de vest a Europei, e bine, lumea aceasta s-a construit pe niște valori. Și acestea au fost valorile Bibliei. De ceva vreme, oamenii s-au îndepărtat de Biblie. Și la nivel personal, dar și la nivel de societate. Și ceea ce ni se pare nouă, credincioșilor, creștinilor, ca fiind evident, să știți că în afara celor patru ziduri în care ne întâlnim noi, pentru oameni nu mai este evident. Am văzut în Franța o emisiune despre
valorile acestea ale Bibliei astăzi, era o emisiune la o televiziune catolică, Cato TV se numește postul acesta de televiziune. Și un reporter mergea pe stradă și punea întrebări oamenilor. Și întrebarea pe care o punea oamenilor era dacă știți de unde vine expresia fiți prodig, fiul risipitor. Nimeni n-a știut. Nimeni n-a știut că expresia aceasta vine din Biblie. Că expresia aceasta provine dintr-o parabolă a lui Isus. Și asta se întâmpla într-o țară creștină. Probabil că dacă ați merge pe stradă și ați întreba pe români, v-ar da aceleași răspunsuri. Pentru că în lumea noastră astăzi, referințele pe care oamenii le au nu mai vin din Biblie. Și asta pune o problemă mesajului nostru. Pentru că noi ne forjăm aici un mesaj bazându-ne pe anumite imagini din Scriptură. Când ieșiți cu limbajul acesta luat din Biblie și încercați să-l transmiteți oamenilor, vă veți lovi de un zid. Oameni care n-au cea mai mică cultură, cunoaștere a Bibliei. Și atunci, cum transmiți un mesaj către o populație care a pierdut total reperele acestea ale creștinismului? A doua problemă cu care ne confruntăm astăzi este o descreștere accentuată a majorității bisericilor creștine. Noi, adventiștii, multă vreme ne-am lăudat că suntem o biserică ce crește. Nu știu care e situația în România. În ultimii ani, ce am mai văzut eu din statistici, am observat că biserica totuși în România ori stagnează, ori pierde câteva zeci, sute de credincioși în fiecare an din punct de vedere statistic. Eu vă spun ce se întâmplă în bisericile în Occident. Bisericile în Occident se mențin, supraviețuiesc, dar supraviețuiesc datorită unei imigrații destul de puternice, credincioși adventiști care vin de peste tot din toată lumea și care construiesc, care vin și se adaugă bisericilor care sunt acolo. Dacă i-ați scoate pe toți acești imigranți care au sosit în ultimii 30 de ani în bisericile respective, situația ar fi de-a dreptul catastrofală. Bisericile noastre sunt în descreștere. La fel ca și celelalte comunități creștine tradiționale care se găsesc în situația de a avea la slujbă poate 1 sau 2% din totalul credincioșilor revendicați. A treia problemă din criza aceasta multiplă a creștinismului este apariția unui creștinism radicalizat, un fel de replică în oglindă a islamului radical sau altor curente radicale cu care lumea occidentală se confruntă. Creștinismul acesta radicalizat este un pericol extrem de mare pentru creștinism în general. De ce? Pentru că este un creștinism foarte vehement, care crește, e adevărat, numeric, dar care este pătruns de niște idei pe care le-aș considera extrem de periculoase, adevărate otrăvuri. De exemplu, tipul acesta de creștinism radicalizat este un creștinism fundamentalist cu un discurs sectar antisistem, bazat pe foarte multe fake news-uri, bazat foarte mult pe un discurs din acesta în care lumea este împărțită în două, suntem buni și răi, aleși și respinși. Ori dacă ne privim bine pe noi înșine, ne dăm seama că noi nu suntem albi și negri. Noi avem nuanțe, mai mult sau mai puțin către gri sau către alte culori din acestea, din spectrul acesta, să spun, al moralității. Noi nu suntem toți. Unii sunt buni și unii sunt răi. E bine, în tipul acesta de creștinism, dacă ești cu cel care, cu biserica respectivă care se stabilește într-un anumit loc, atunci ești bine. Dacă nu ești în biserica aceea, nu ești bun deloc. Discursul este emoțional într-un asemenea creștinism radicalizat. Oamenii vin la bisericile acestea nu pentru a asculta ceva sau pentru a învăța ceva, ci pentru a simți ceva. De multe ori, dacă îi întreb pe cei care trec prin asemenea comunități cum a fost, spune extraordinar. Ce s-a predicat? N-am înțeles mare lucru. Dar ambianța aceea, muzica aceea, modul în care predicatorul ne-a vorbit, în care s-a mișcat pe scenă, în care a țopăit, a sărit și a făcut un fel de joc de scenă, aia i-a rămas omului undeva în suflet. Tipul acesta de creștinism este un creștinism din ce în ce mai răspândit. Dar în regiunea pariziană, la un moment dat, am avut ocazia să fac parte dintr-o comisie a Federației Protestante, care se ocupa cu, cum să spun, cu identificarea acestor grupări, acestor comunități creștine care apăreau una pe săptămână. Extrem de dinamice, extrem de puternice, dar tipul acesta de creștin se radicaliza foarte repede pe credincioși.
cu o teologie care nu are nimic de a face cu Biblia. De exemplu, teologia aceasta a prosperității, care spune că dacă bagi mâna buzunar adânc și dai lui Dumnezeu, atunci vei fi bogat. Și sunt conducători de biserică ce distribuie un asemenea mesaj. Care vin la biserică cu un Mercedes clasa cea mai înaltă, care circulă la business class, în avioane, și care se bazează la un moment dat pe tipul acesta de prestanță pentru a le transmite oamenilor, vedeți, eu am ajuns atât de prosper datorită faptului că sunt darnic. Voi fiți darnici cu mine. Și oamenii procesează un asemenea mesaj, ajung să creadă într-un asemenea mesaj și să trăiască după un asemenea mesaj. N-are nimic de a face cu Scriptura. Multe ori succesul acesta material nu este un semn al unei binecuvântări extraordinare din partea lui Dumnezeu. Poate fi câteodată o capcană în care poți intra și poți să ai niște siguranțe false în care te găsești. Alt element al societății occidentale care arată că ne aflăm într-o criză a misiunii este arhipelizarea societății. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că lumea se împarte din ce în ce mai mult într-un fel de insule culturale. Fiecare se retrage pe insula lui. Noi, adventiștii, ne avem propria noastră subcultură de ceva vreme. Baptiștii trăiesc în subcultura lor. Pentecostalii trăiesc în subcultura lor. În străinătate ai de-a face cu musulmani, ai de-a face cu budiști. Uneori oamenii locuiesc poate în același imobil. Vecinul din față poate să fie un musulman, ăla din dreapta este un ortodox care vine din Ucraina, altul care se găsește în dreapta poate să fie un catolic care a venit din Portugalia. Mare lucru nu știu unul despre altul. Fiecare cu lumea lui, cu insula lui, cu referințele lui, bonjour, ça va și la revedere. În momentul în care încerci să treci frontiera, te lovești în zid. Una, nu știi să comunici, pentru că tu ai stat prea mult pe insula ta, în subcultura ta, și nu știi care e podul pe care poți să treci în partea cealaltă, sau, în cazul în care reușești chiar să treci în zona cealaltă, s-ar putea să te lovești de o întreagă, o ridicare a zidului, în care oamenii să considere că această comunicare între diferitele insule poate să fie delictuală. Și că nu-i bine să treci dintr-o parte într-alta. Rămâne fiecare în zona noastră. Și asta ne împarte, asta ne divizează. Asta face ca societățile în care trăim, în loc să devină niște societăți unde există un spirit de comunicare, de fraternitate, devin tot mai mult niște societăți în care oamenii se repliază fiecare în zona lui. Probabil în România lucrurile nu sunt atât de evidente. Dacă mergeți într-o zonă din asta, cu o populație diversă, veți observa imediat cine, care insule culturale aparține. E bine, în condițiile acestea, întrebarea este cum prezinți mesajul. Tu ești purtător unui mesaj universal. Tu va trebui să împlinești misiunea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o. Cum o faci? Decreștinarea lumii, descreșterea accentuată a bisericii. Mai vorbesc de îmbătrânirea bisericilor noastre. Ridicarea în fața ta unui creștinist radicalizat cu care intri în concurență, că vrei sau că nu vrei. Mesajul tău pare ceva, apă de ploaie pe lângă apa sfințită și relicvele pe care le vând alții și minunile cu care se laudă alții. Și arhipelizarea aceasta a societății. Cum faci față la așa ceva? Poate ar trebui să schimbăm ceva, nu? Și hai să luăm. Ce schimbăm? Avem de schimbat mesajul, da? Știți, o lume ca a noastră nu mai crede ușor în miracole, în minuni, mai ales când vii cu Evanghelia aceasta și îl prezinti pe Iisus ca fiind Cel care este întrupat, Dumnezeu întrupat. Cum explici asta? Miracol, nu? Când vorbești despre învierea lui Hristos, ce e asta? Miracol. Când vorbești despre a doua venire a lui Iisus Hristos, cum poți să îți imaginezi într-o lume ca a noastră, super tehnologizată, că va avea loc o venire, o revenire a lui Hristos într-o manieră vizibilă și universală. Și ăsta e un miracol. Bine, prea multe miracole, să știți. Pentru capul unui om din secolul 21 sunt prea multe. Și atunci unii vin cu propunerea, hai să renunțăm la miracolele astea. Să le dăm la o parte de la baza credinței noastre și să dezvoltăm etica lui Hristos. Religia etica lui Hristos, predicată de pe munte.
Simplu, iei câteva elemente principale din predica de pe munte, le prezint și asta faci din, asta e creștinismul. S-a încercat lucrul ăsta, să știți. La sfârșitul secolului al XIX-lea, teologia liberală, care s-a dezvoltat foarte mult în Germania, în sânul luteranismului, a făcut asta. Și asta a făcut să fie un bulevard în fața nazismului în momentul în care s-a instalat și a luat în stăpânire societatea germană. N-aș vedea o soluție în schimbarea mesajului. Poate ar fi una să schimbe lumea. Așteptăm, avem răbdare, nu? Am așteptat și așteptat revenirea lui Iisus de 2000 de ani. Vedem că lumea de lângă noi se prăbușește. Să o lăsăm să se prăbușească, să jubilăm când apare un război undeva. Să venim cu zâmbetul pe buze și să anunțăm un cutremur aici. Ați auzit, fraților? Un cutremur în Japonia. Au murit 10.000 de oameni. Extraordinar! Semnul sfârșitului. Să aibă loc toate astea. Și undeva pe ruinele acestea, probabil că pertinența mesajului nostru se va impune. Nu? Asta așteptăm. Numai că o să așteptăm mult și bine. Înțelegeți? Pentru că Biblia spune că aratul și semănatul nu vor, nu se vor termina până la revenirea Domnului Hristos. Dacă așteptați un potop ca cel din vremea lui Noe, nu se va întâmpla. E adevărat că sunt o mulțime întreagă de probleme, de catastrofe în jurul nostru, geopolitice, climatice, cum vreți să le numiți, sunt multe. Însă, toate astea vin și trec. Oamenii a doua zi au și uitat de existența lor. Plâng astăzi pe cineva care a murit, iar mâine se duc la discotec. E simplu. Asta e generația noastră. Să aștepți ca lumea să se prăbușească pentru ca tu, în final, să arăți că tu ai un mesaj just, nu cred că e soluția cea mai bună. Atunci, ar mai exista, să spunem, o componentă din procesul acesta al misiunii care s-ar putea schimba. Și asta ar fi mesagerul. Adică noi. Și asta ar însemna ca noi să ne adaptăm la situația de față. Să găsim cumva un fel de upgradare a limbajului, a tematicii și a soluțiilor cu care venim. Pentru ca noile date din jurul nostru să poată la un moment dat să fie folosite într-o manieră eficace pentru mesajul pe care îl avem. Cum o facem? Dar să vă dau o soluție, cum să spun eu, nu vin aici cu soluții extrase din nu știu ce tratat de misiologie. Am să plec de la un model care este arhicunoscut pentru noi toți. Și o să revizităm după amiaza aceasta modelul suprem în materie de vocație și misiune pentru un creștin. Iisus Hristos. Este o zi de sâmbătă. Vine în sinagoga din Nazaret, unde crescuse, de toată lumea îl știa, după ce fusese botezat de Ioan, după ce a fost ispitit în pustie și a câștigat bătălia aceea primordială împotriva diavolului și vine la sinagoga din Nazaret. Oamenii nu l-au mai văzut de multă vreme. Probabil că s-a citit Tora de către unul din bătrânii sinagogii, probabil că a fost explicată Tora de către același bătrân și apoi urma o a doua lectură. Era o lectură, un pic mai cu mai multe improvizații. Și asta era lectura din Profeți. Și lectura aceasta din Profeți era făcută de un musafir, un invitat, un invitat de marcă. Cum oamenii l-apreciau pe Iisus, l-au rugat să facă lectura aceasta din Profeți. Și Iisus citește din Profeți în fața lor și face un scurt comentariu. Ce a citit din Profeți? Este o declarație de misiune pe care el și-o însușește. Încearcă cumva să le spună, uite, acum, de azi înainte, eu încep o misiune. Misiunea lui Iisus care este? Citează din profet, din Isaia. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați, să vestesc anul de îndurare al Domnului. Pentru a vă fi mai ușor, am subliniat în text câteva cuvinte care sar așa, îți sar în ochi. Cumva în declarația de misiune, Iisus spune că El se va concentra în anii care vor veni asupra marginalilor din societatea în care trăia. Și că asta este
cheia, elementul principal al misiunii sale. Săraci, inima zdrobită, rob de război, orbi, cei apăsați. Vreau să vă spun că în societatea în care Iisus trăia, cei care erau hrăniți, cei către care oamenii se îndreptau, sau rabinii se îndreptau cu un anumit mesaj, nu erau ăștia. Erau cei binecuvântați material, nu? Erau cei care aveau capacități deosebite în a înțelege cuvântul. Marginalii erau pedepsiți de Dumnezeu. Ori Iisus vine și spune, răstoarnă sistemul acesta de misiune și spune, misiunea mea în următorii ani se va concentra în zona aceasta. În Evanghelia după Matei, făcând un comentariu, e Matei care a fost apostolul lui Iisus, și făcând un comentariu la ceea ce Iisus avea să facă, el identifică de asemenea pe baza profeților din Vechiul Testament care e programul și teritoriul de acțiune a lui Iisus. Și citează textul acesta care spune că țara lui Zabulon, țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, numită Galileea neamurilor. Când citiți cuvântul ăsta neamuri în Biblie, spuneți-vă în minte că e vorba de păgâni. În greacă, etnoi înseamnă, era desemnarea pentru, era cuvântul grecesc pentru goim. Or, goim pentru un evreu era identificarea pentru păgâni. Galileea păgânilor. Zona aceea care zăcea în întuneric, care era în ținutul din umbra morții, a văzut o lumină. Acolo se îndreaptă Iisus. Asta este misiunea lui Iisus, asta e teritoriul pe care Iisus îl revendică. Galileea din vremea Domnului Hristos, să știți că nu era o zonă bine văzută de către evrei din regiunea Ierusalimului, din Iudeea. În Galileea se găseau evrei amestecați cu sirieni, amestecați cu greci, amestecați cu toate liftele care erau în Orient. Și ca atare, când un galilean evreu venea la Ierusalim, era privit cu suspiciune. Nu erau atinși galileenii. Erau persoane dubioase. Fariseii care se găseau la Ierusalim, spune Iosif Flavius, mergeau târându-se cumva lipiți de perete, lipiți de ziduri, pentru ca să nu cumva să fie atinși de către oameni ăștia necurați care veneau din Galileea. Ori Iisus vine și spune, misiunea mea fundamentală este către elementele acestea fragile din societate. Schimbă total paradigma. Și aici avem primul element, sau dacă vreți, primul principiu al misiunii pe care Iisus îl transmite și pe care unul care vrea să schimbe paradigma astăzi trebuie să și-l însușească. Misiunea și vocația primordială a bisericii creștine, a urmașului lui Hristos astăzi, este compasiunea, empatia față de oamenii care sunt fragilizați și uitați. Biserica nu este poliție de moravuri. Și când vă spun asta, să știți că subliniez lucrul ăsta. Pentru că văd că din ce în ce mai mulți credincioși și creștini încep să-și dea cu părerea cu privire la situația degradantă, morală din societate. E adevărat că asta va fi. Asta este și asta a fost. În vremea Domnului Hristos, dacă vă fac un tablou cu degradarea morală în care se găsea lumea greco-romană, vă spăimântați. Hristos niciun cuvânt nu spune despre asta. Pe Hristos îl interesează empatia și compasiunea pentru zona aceasta fragilă a societății. Cine sunt marginali ăștia? Azi îmi fac o listă cu ceea ce exista ca marginal în perimetrul în care Hristos își desfășoară acțiunea. Mai întâi începem cu păgânii, numiți goim, neamuri, indivizi foarte, foarte periculoși pentru un evreu. A doua categorie sunt bolnavii. Un bolnav este bolnav pentru că a fost pedepsit de Dumnezeu. El, pentru faptele lui, sau părinții lui. Știți, bolnavul acela din naștere, orbul acela din naștere, ucenicii îi pun întrebarea lui Iisus, cine a păcătuit? El sau părinții lui? Și ăștia sunt pedepsiți pentru nelegiuiri, trebuie lăsați deoparte. Trebuie să-i eviți, sunt surse de contaminare. Apoi sunt unii care sunt necurați. Necurați nu în sensul necurat igienic, ci necurat din punct de vedere ritualistic. Și ăștia sunt vameși, că ăștia stau toată ziua cu mâna pe bani. Banii au trecut din buzunar, din mâini până mâinile a toți păgânii. Și ăștia sunt în permanență contaminați. Nu te apropii de ăștia. Apoi mai sunt galileeni,
despre care v-am spus, care era părerea lor. Și mai sunt samaritenii. Ăștia sunt mai rei decât păgânii. Evreii și samaritenii n-aveau niciun protocol de ospitalitate la vremea respectivă. Urmează femeile. Din punct de vedere al spiritualității, femeia are un suflet inferior bărbatului. Ca tare, o femeie nu va pătrunde niciodată adevărurile Bibliei decât prin învățătura pe care o primește la soții lor. Sunt persoane care sunt fără discernământ și sunt numite în cartea lui Iisus Sirah, una din cărțile deuterocanonice, sunt numite molii. Molii care mănâncă inima bărbatului și gândurile bărbatului, care distrug demnitatea lor, care trebuie să nu se afișeze pe stradă decât în momentul în care bărbații stau liniștiți și fac siesta după amiaza. Atunci trebuie să iasă și ele din bârlogul lor și să se plimbe prin societate. Astea erau învățăturile. Și mai sunt copii. Astăzi la școala de sabă vorbeam despre copii. Nu cu orice copii. E vorba de copii aia murdari, cărora le curg mucii, niște bebeluși, care sunt băgați așa în fața lui Iisus, aia sunt necurați. Sunt o sursă de necurăție rituală permanentă. Ăștia sunt marginali în epoca lui Iisus. Și acum, recitiți Evangheliile. Ce vedeți în Evanghelii? Că Iisus este un fel de Mesia, dar nu Mesia pentru rabini, pentru farisei, pentru saduchei și pentru elite. Și Iisus este un fel de Mesia pentru toți uitați ăștia de soartă. Când Iisus vorbește despre modelul suprem al credinței, cu cine identifică cea mai mare credință pe care a întâlnit-o? Nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Și când te uiți în fața lui Iisus, e un ofițer care nu face parte nici măcar din armata romană. Este un ofițer din niște trupe mercenare angajate de către Irod Antipa. Scursura societății. Apoi se duce undeva în zona locuită de cananiți, o femeie strigă după el să-i ajute fata, Iisus se întoarce, o face javră, chiunarion în greacă, înseamnă cățeia bagabons care le dai cu piciorul, javră. Femeia insistă și Iisus o arată ucenicilor și spune, voi o faceți javră. Dar credința femeii acestea este mare. Vă imaginați? Într-o societate unde modelul de credință este fariseul, saducheul și ăla care stă pe scaunele sinagogii cu fața către popor, la amvon adică, într-o asemenea societate, tu vii și spui că cea mai mare credință se găsește la niște goimi, la niște păgâni. Apoi, bolnavii. Peste tot în Evanghelie vă dați de bolnavi. Bolnavi care sunt vindecați de Iisus și cei mai disperați dintre ei. Hristos îi vindecă pe demonizați, pe leproși, pe toți care suferă de ceva. Nu sunt vindecați doar fizic, ci Iisus îi reabilitează spiritual, adaugă după vindecarea fizică, păcatele îți sunt iertate. Și activitatea asta este cam jumătate din tot ceea ce ne relatează evangheliștii. Apoi, întâlniți Iisus în relație cu vameșii. Printre cei 12 ucenici care constituie nucleul bisericii, aveți un vameș. Știți, în Franța a existat o perioadă între anii 40-44, o perioadă în care Franța a fost condusă de un guvern dirijat de un mareșal numit Philippe Pétain. Și toți ăștia care au participat la guvernarea aceasta sunt numiți colaboraționiști. Dacă zici unui francez că este colabo sau colaboraționist, e, cum să spun, cea mai mare insultă pe care poți să o dai cuiva este asta. Ei bine, ăștia erau colaboraționiști. Ăștia își cumpărau licențele de la romani. Le dădeau la romani peșcheșuri ca să obțină licența de a lua taxe și apoi triplau taxele ca să-și umple și ei buzunarele. Dădeau la romani o parte rămâneau în buzunarele lor și în câțiva ani de zile oamenii ăștia trăiau în niște case cu un lux nemai văzut. Ăștia erau vameși. Și Iisus ia un nenorocit din ăsta care sugea sângele poporului. O asemenea lipitoare o ia și o bagă printre cei 12 ucenici. Ba mai mult, se duce în casa unuia care se numește Zacheu și zice, azi a intrat mântuirea în casa lui. E șocant, să știți, dacă a străin secolul I, nu să ne facem cruce, nu-și făceau oamenii cruce, dar cred că oamenii ar fi fost îngroziți de ceea ce Iisus spunea. Galileenii, ucenicii lui Iisus sunt toți, aproape toți galileeni. Dar n-ai găsit în Iudeea, Doamne, niște oameni buni?
Câți erau acolo în Iudeia, la Ierusalim? De ce era Ierodul iudeu din ăla? Samaritenii. Primul apostol, adică om, persoană însărcinată cu o misiune, este o femeie din Samaria. Ea este trimisă de Iisus în localitatea respectivă și când ea se întoarce, când ucenicii se întorc și samaritenii vin la chemarea acestei femei, Iisus zice, uite, luați aminte, cam asta e misiunea voastră. Voi sunteți secerătorii și voi trebuie să secerați holdele alea care vin, mulțimile acelea de oameni pe care nu voi le-ați adunat, ci femeia aceea le-a adunat, asta e misiunea voastră. Femeile, dacă vreți, primul feminist din istoria lumii este Iisus, cel mai mare feminist. Nu numai că le-a considerat dotate cu o spiritualitate importantă, le-a dat drept exemplu de spiritualitate. O femeie care și-a dezgolit capul în fața lui Iisus, știți, astăzi, în lumea orientală, femeile nu-și dezgolesc capul. Este un semn de, cum să spun, de imoralitate. Femeia asta vine, își dezgolește capul înaintea lui Iisus, ia părul ei, care era un simbol al sexualității ei, șterge picioarele lui Iisus în fața unei mulțimi de bărbați care erau înspăimântați numai la vederea unei femei în locul unde bărbații mâncau. Și Iisus spune despre femeia aceasta, se va vorbi frumos oriunde se va predica Evanghelia. Nu? Asta e spiritualitatea exemplară. Nu aia pe care ați făcut-o voi, misoginii și sexiștii care sunteți. Apoi, în cadrul căsătoriei, femeia, când Hristos spune despre divorț, situația cu divorțul, Iisus acolo protejează femeile. Știți, dacă erai bărbat atunci, păi aveai o putere discreționară. Dacă nevasta ta, dimineața, când ți-a adus laptele la micul dejun, l-aducea afumat, o dădeai afară pe poartă și o trimiteai la tata și la mama. Fără nicio problemă, erai în drept să faci lucrul ăsta. Și fariseii spuneau, aleluia! Ba mai mult, era unul dintre rabini care a trăit un pic mai târziu, care a spus, dacă găsești o pricină rușinoasă la nevasta ta și pricina asta rușinoasă este că este urâtă, dacă dimineața te-ai trezit și ai văzut pe nevasta ta lângă tine și ți se pare că este urâtă, poți să o expediezi de acasă. Și să-i păstrezi dota, bineînțeles. Și Iisus spune, nu, nu te comporți cu o ființă umană în maniera asta. Nu o expediezi din casa ta decât dacă ai găsit dovezi de imoralitate, de adulte. În rest, ești legat de ea pe viață. E un act de protecție acolo. Să știți. E un act prin care Iisus îi dă femeii o demnitate pe care n-a avut-o. Iar mai târziu, când biserica, când Iisus se înalță la cer, citiți în Fapte capitolul 1. Femeile sunt în aceeași cameră, camera de sus, împreună cu ucenicii. Sunt amintite acolo. De nemai, cum să spun, ceva de neînchipuit într-o societate iudaică. Copiii, prototipul împărăției lui Dumnezeu, sunt aia care sunt murdari. Aia sunt. Fragilitatea lor permanentă este un simbol al împărăției lui Dumnezeu. Sau al cetățenilor împărăției lui Dumnezeu. De asta, observați, în centrul misiunii lui Iisus este această empatie, această compasiune, acest interes pentru cei care sunt marginalizați în societate. De ce? Pentru că diamantele lui Hristos sau lui Dumnezeu s-au găsit întotdeauna pe cei umili. Gedeon, David și o mulțime de personaje din Vechiul Testament, de unde veneau? Apoi, să știți că idealismul este cea mai mare forță în lumea noastră. Nu vei birui niciodată răul prin coerciție. Niciodată! Răul se biruie doar prin bine, spune Apostolul Pavel, și puteți vedea lucrul ăsta. Și al treilea lucru, să știți că oamenii sunt atrași de idealism mai mult decât ne putem noi imagina. În biserica din Franța, pe care o păstoresc, acum 2 ani s-a început un proiect de ajutare a studenților. Studenți săraci. Sunt în jur de 60 de studenți care în mod regulat vin și primesc alimente pentru 2 săptămâni. Și am făcut un lucru. Am zis, hai să facem un apel la voluntari, nu doar din biserică. Avem destui din biserică ce pot veni să participe la așa ceva. Dar hai să facem o platformă pe internet unde să vină voluntari neadventiști. Și au început să vină. S-au înscris acolo. Sunt oameni care vor să facă binele. În iunie am botezat 2 persoane. Darty și Mike. Ambele persoane erau dintre voluntarii aceia care au venit.
nu studenții care au beneficiat au venit la biserică, ci voluntarii aceia. Mulțumesc! Vă dați seama! Dacă vreți să atrageți oameni în biserică, va trebui să-i atrageți în asemenea proiecte. Stilul ăla de misiune în care întâi îl înveți doctrinele și apoi îl botezi și apoi îl pui la muncă. Nu! Pune-l la muncă întâi și după aceea va veni singur în biserică și se va atașa de idealurile pe care le ai. Idealismul astăzi este un element fundamental în societate. Acum ceva vreme s-a făcut un sondaj în Franța și s-a întrebat, domnule, care sunt creștinii cei mai reprezentativi? Aveți acolo 3 fotografii. Cei care cunoașteți un pic Franța, vă dați seama cine sunt. Maica Tereza, o știți toți, știți ce a făcut. În centru este un abate, un preot catolic, mai nonconformist, care a făcut o grămadă de prostii în viața lui, dar care a făcut un lucru bun. S-a interesat de oamenii fără adăpost, care în timpul iernii mureau pe stradă. Și a creat o societate care se numește Emmaus, se numește Abbé Pierre. Orice francez îl recunoaște astăzi. Iar cealaltă este o femeie din Belgia, se numește Sora Emmanuel. Femeia asta, la 64 de ani, s-a apucat să facă un proiect pentru oamenii care adunau gunoaiele în Cairo. Și de la proiectul acesta s-a extins la nivelul lumii întregi. Și astăzi, acțiunile ei au fost atât de inspiratoare încât oamenii îi identifică pe ăștia ca simboluri ale creștinismului. De ce? Pentru că idealismul lor este ceea ce încântă, ceea ce atrage. Și ceea ce s-a întâmplat cu Iisus a fost la fel. Știți, ideea noastră că noi prin dezvoltarea, să spun așa, ingenioasă a doctrinelor noastre atragem pe oameni, nu mai ține. Oamenii din timpul nostru vor să vadă o biserică care e pătrunsă de compasiune. Când cineva ți-a călcat porțile bisericii, nu vine aici ca să-i faci tu morală, în primul rând, ci vine aici ca să simtă că e cineva pe umărul căruia poate să-și pună capul și să fie sprijinit. Mă înțelegeți? Lucrurile, dacă vrem să le schimbăm în domeniul misiunii, acolo le schimbăm. Și un al doilea lucru esențial pe care Iisus l-a schimbat este construirea de poduri sau de pasarele între mesajul Evangheliei și problematicile, conceptele care sunt pertinente și relevante pentru contemporani. Vă dau câteva exemple de pasarele. Hristos n-a fost niciodată rupt de realitățile din timpul lui, nici de teritoriul în care trăia. Predicile pe care le găsiți în Evanghelie sunt, cum să spun, sunt ancorate în problematicile și în modul în care oamenii, în imaginarul oamenilor din vremea lor, lui. Hai să vă dau un exemplu. Predica de pe munte. E discursul fondator al lui Iisus, da? Sunt două teme pe care Iisus le abordează. Prima este împărăția lui Dumnezeu și a doua este practicatorii. Dacă ați fi evreu și ați trăi la Ierusalim în secolul I, astea sunt subiectele care vă interesează. Pe astea Iisus vine și le dezvoltă într-o manieră originală, diferită. Apoi Iisus povestește. Rabinii povesteau și ei. Numai că Iisus preia din parabolele, din istoriile povestite în vremea lui și schimbă un mic detaliu. De exemplu, rabinii din vremea lui Iisus aveau și ei pilda semănătorului. Dar știți pe ce puneau accentul? Pe grija cu care arunci sămânța pe pământ. N-aruncă nimeni sămânța pe drum, n-aruncă nimeni sămânța pe stânci, pentru că știi că acolo n-o să aducă niciun rod. Și Iisus preia pilda aceasta și tocmai risipa aceasta a semănătorului o scoate în evidență. Și oamenii zic, dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Dumnezeu chiar îi pasă de pământul bătătorit, chiar îi pasă de pământul stâncos, chiar îi pasă de indivizi ăștia care n-au nici, cum să spun, la prima vedere, nu dau niciun semn de schimbare. Apoi, apocaliptica lui Iisus, Matei 24, orice adventist știe că acolo Iisus vorbește despre semnele sfârșitului. Fals! Acolo Iisus reia semnele sfârșitului pe care oamenii din vremea lui le considerau ca fiind semne ale sfârșitului și de două ori spune, fiți atenți că sfârșitul nu va fi atunci. Fiți atenți că semnele acestea s-ar putea să vă păcălească. În realitate, voi va trebui să schimbați întrebarea din când în cum. Și că adevăratul sfârșit va fi legat de o speranță nesperată, și anume de predicarea Evangheliei în toată lumea. Citiți altfel textul ăsta. Încă un lucru pe care Iisus îl face este rugăciunea. Rugăciunea Tatăl nostru pe care oricine o știe. E bine, rugăciunea aceasta, dacă aveți curiozitatea să
studiați un pic subiectul în tradiția iudaică, veți observa că rugăciunea aceasta nu se depărtează prea mult de ceea ce se numea la vremea lui Iisus Kadiș, adică rugăciunea de sfințire, pe care o știa orice evreu, sau pe care o rostea orice evreu. Numai că Iisus o simplifică și face din rugăciunea aceasta o adresare esențială, din care scoate toate cuvintele sfărăitoare. Hai să vă dau un exemplu. Tatăl nostru care ești în ceruri. Știți cum suna în gura unui rabin evreu? Doamne Dumnezeule, Tată la tot ceea ce există, originea tuturor lucrurilor, care ești înconjurat de slavă, Tu, Cel care ești fără margini, bla, bla, bla. Dura mult asta. Iisus scoate bla, bla, bla și rămâne la Tatăl nostru care ești în ceruri. Simplu, frumos, direct. Și apoi urmează o suită de cereri care sunt pertinente. Iisus a creat poduri, pasarele, a plecat de la ceea ce oamenii știau sau de preocupările lor, a plecat de la elementele care erau relevante pentru ei și a învățat valorile lui. E bine, dacă vreți astăzi să găsim o soluție la criza noastră, a misiunii din creștinismului, astea sunt soluțiile. Compasiunea în centrul misiunii și construirea de poduri, de pasarele către destinatarii mesajului. Prima biserică a reușit datorită la așa ceva. Pavel, marele misionar care a schimbat fața bisericii, așa spunea. Cu iudeii m-am făcut iudeu. Cu cei care sunt fără lege, i-am înțeles. Le-am vorbit pe limba lor, măcar că eu nu sunt fără lege. Cu cei care sunt legaliști, și pe ăștia i-am înțeles, măcar că eu nu sunt legalist. Și urmează o înșiruire întreagă, spunând la final, fac totul pentru Evanghelie ca să am parte de ea. Asta e deviza noastră. Va trebui la un moment dat să ne dezvoltăm misiunea, făcând legăturile acestea, creând pasarelele acestea între ceea ce oamenii știu și ceea ce noi vrem să le transmitem. Cum ne-a regăsit vocația? Eu nu pot concepe în secolul 21 o biserică fără un proiect social. Dacă dumneavoastră veniți la biserică doar pentru școala de sabat și doar pentru predică, veniți degeaba. Cred că în centrul oricărei biserici trebuie să existe un asemenea proiect. Că e vorba de un proiect de umanitar, la care toată lumea participă. Că e vorba de un proiect de sănătate. Că e vorba de un proiect legat de familie sau de orice altceva. Căutați la un moment dat să deveniți pertinenți în comunitatea umană în care trăiți. Oamenii care trec prin fața bisericii vă vor identifica întotdeauna cu o sectă, atâta timp când nu ieșim din zona aceasta a noastră, a celor patru pereți. Al doilea element, cum construim poduri? Noi avem niște obiceiuri proaste, adventiști. Avem un sabat pentru misiune și restul pentru noi. Și sabatul ăla pentru misiune îl avem sâmbătă după amiază. E bine, va trebui să schimbăm paradigma total. Sâmbătă dimineața, programul de sâmbătă dimineața, maniera în care e conceput, maniera în care ne adresăm, maniera în care discutăm la școala de sabat, ne punem în locul unor oameni care intră prima dată în biserica asta. Ce le spunem? Cum le vorbim pe limba lor? Cu neprihănirea prin credință, ce înțelege omul din expresia asta? Sau cu judecata de cercetare? Sunt lucruri frumoase, dar spuneți-le mai simplu. Dar încercați cumva să le dezvoltați în așa fel încât un om să înțeleagă despre ce e vorba. Dar dacă ne baricadăm în spatele unei lozincării din astea găunoase, nu o să ajungem la nimic. Omul va veni și va ieși cum a intrat. Apoi, sunt o mulțime întreagă de informații pe care noi ni le luăm din surse care sunt crăpate. Adventismul a ajuns un loc unde oamenii discută despre lucruri care nu există. Mă îngrozesc de maniera în care unii dintre noi interpretează profețiile astăzi, în secolul 21, de analfabetismul care domină în bisericile noastre cu privire la diferitele spiritualități care există în lumea noastră. Suntem ignoranți total cu privire la catolici, cu privire la ortodoxi de multe ori. Și vrem să discutăm cu oamenii ăștia, dar nu înțelegem mare lucru din ceea ce ei oamenii ăștia cred. Musulmanii, de exemplu, ce știm despre ei? E adevărat, în România nu sunt mulți. În regiunea pariziană sunt vreo 6 milioane. Și adventiștii din regiunea pariziană n-au niciun proiect în momentul de față pentru musulmani. Vă imaginați lucrul ăsta? Cine să vină? Mahomet să vină la munte sau muntele la Mahomet?
Subiecte care preocupă societatea, ecologie, educație, situațiile geopolitice, le discutăm, dar le discutăm la un nivel precar. De multe ori ecologia o legăm de acțiunile diavolului, când asta este una dintre din preocupările fundamentale ale societății de astăzi. Despre educație, mai zicem câte ceva. Dar maniera noastră de a face anumite lucruri nu arată că am reușit să depășim un anumit nivel. Dați seama, lumea are nevoie de așa ceva. Cum pot eu să creez poduri între valorile mele cu privire la așa ceva și ceea ce oamenii așteaptă? Fără poduri, fără pasarele, mesajul nostru va rămâne aici. Ne vom întâlni și peste 20 de ani, mai bătrâni, mai puțini, și vom vorbi în același limbaj, cu o dată. Și al treilea lucru, în această strategie misionară, colaborarea cu Duhul Sfânt. Să știți că misiunea nu se dezvoltă dintr-o dată, într-o manieră din asta fantastică, extraordinară, ci pas cu pas. Să încep cu ceva simplu. Cu ceva care răspunde unei nevoi. Și apoi să te rogi pentru asta. Dar o rugăciune inteligentă. Noi ne adresăm și cerem de la Dumnezeu: Doamne, revarsă Duhul Sfânt în plinătatea Lui asupra bisericii. Foarte bine. Dar ce înseamnă plinătatea Duhului Sfânt pentru mine? Adică la nivelul meu individual. Ce înseamnă că Duhul Sfânt mă conduce? Unde mă conduce Duhul Sfânt? Rămâne la generalități din astea. Rămâne la rugăciuni din astea care nu trec de tavanul bisericii. Dacă vrem să progresăm, va trebui să identificăm unde vreau ca Dumnezeu să mă conducă. Ce anume vreau ca Dumnezeu să facă prin mine în lumea în care trăiesc? Ajută-mă, Doamne, să găsesc un sărac. Sau ajută-mă, Doamne, să fiu de folos vecinului care stă lângă mine și care tot timpul să ceartă cu nevasta. Ajută-mă, Doamne, să fac nu știu ce. Lucru simple. Asta înseamnă pas cu pas rugăciunea inteligentă și ajutorul Duhului Sfânt. Aș putea să dau exemple. Dar aș vrea să mă opresc aici și cred că mulți dintre dumneavoastră ați înțeles ce anume înseamnă misiune în secolul 21. Avem o problemă. Dacă nu ne întoarcem la Hristos, la metoda Lui, la maniera în care Iisus Hristos a dezvoltat misiunea, cu toate strategiile pe care noi le dezvoltăm astăzi, să știți că nu ajungem departe. În centrul misiunii lui Iisus a stat compasiunea și empatia pentru zona aceasta marginală a societății. Acolo se găsește forța noastră, în capacitatea de a interveni în zona de suferință a lumii noastre. Și al doilea lucru, atunci când ne adresăm oamenilor, haideți să plecăm de la ei către noi. Nu să le impunem noi limbajul nostru, imaginile noastre, pentru că nu ne va înțelege nimeni. Vom vorbi o limbă străină. Dumnezeu să ne ajute să gândim misiunea în maniera aceasta. Amin.